Bun găsit la știrile serii, vă propun să urmărim principalele titluri ale ediției de astăzi. În cartierul Dimitrov din municipiul Petroșani, apa reprezintă din nou o problemă, însă de această dată este vorba despre niște lucrări în apropierea unui bloc. Lucrarea s-a finalizat cu spargerea unei țevi, canalele nu mai fac față, iar oamenii sunt disperați. Crimă sau accident? Misterul ciobanului decedat pe muntele Godeanu va fi elucidat abia după coborârea din Muntea Cadavrului și ulterior după efectuarea necropsiei. Și acum știrile pe larg. Apă hrană pentru pământ, asta se poate spune despre cartierul Dimitrov, unde apa din locuințe a fost sistată în urmă cu ceva vreme pentru câteva zile, chiar dacă oamenii erau cu facturile la zi. În schimb, în prezent, lângă o bloc, o țeavă este spartă de mai bine de o săptămână și sute de litri de apă curg continuu. În urmă cu aproximativ o săptămână, lângă un bloc de pe strada Carpați din cartierul Dimitrov au fost făcute niște lucrări. Oamenii spun că nu cunosc motivul acestor lucrări, dar bănuiesc că cei responsabili de acest lucru sunt cei de la PASERV. Că apa crește, canalele sunt deja stupate. Și de cât timp a crescut apa așa de mult? Cam la apa aceasta așa mare este de 3 zile. Ieri a fost oprită circa, eu știu, vreo 2 ore și am crezut că se repară, dar nu s-a reparat, a scăzut nivelul apei, s-a ajuns la mâl și prima a dat drumul la apă și din nou a crescut nivelul apei. Locatarii sunt deranjați deoarece situația reprezintă în primul rând un pericol din cauza faptului că șanțul săpat este acoperit parțial, iar de câteva zile apa a început să emane un miros neplăcut, ceea ce a făcut ca în zonă să se adune foarte mulți sânțari. Oamenii spun că săptămâna trecută, vineri, a fost ultima zi când muncitorii au venit în cartier. Aceștia susțin că lucrătorii au astupat o parte din șanțul săpat chiar dacă țeava era spartă. Femeia susține că locatarii au făcut o serie de sesizări, dar nu a fost luată nicio măsură. Deși am sezizat, nu a venit nimeni, absolut nimeni, numai promisiuni. Mi s-a spus că este un singur utilaj și că probabil săptămâna viitoare. Dar mie mi se pare mult, deja de 9 zile să curgă apă potabilă în continuu, mi se pare mult, mult prea mult. Locatarii le solicită reprezentanților APASER să rezolve această problemă. Cetățenii susțin că pierd sute de litri zilnic de apă potabilă, iar în urmă cu ceva timp, reprezentanții societății în cauză au debranșat un cartier întreg doar pentru faptul că o mână de persoane nu a achitat facturile. Oamenii se tem că aceste pierderi să nu le fie incluse pe factură la apă și să fie nevoiți să achite și ceea ce nu au consumat. Moarte suspectă pe muntele Godeanu, un apel pe numărul unic de urgență 112 a alertat echipele de intervenție, respectiv pe cele a jandarmilor montani și salvamontiștilor. Un cioban declarat în prima fază ca fiind rănit a decedat la scurt timp după primirea apelului de înștiințare. Salvatorii hunedoreni puși la grea încercare. Aceștia din urmă au intervenit în cursul zilei de ieri pe muntele Godeanu pentru a salva un cioban căzut între stângi. În cursul după amiezul zilei de ieri, în jurul orei 17, în urma unui apel pe 112, am fost sizat cu privire la faptul că un cioban de la o sumă din munții Godeanu a alunecat pe pietre, s-a lovit la cap și este tare de inconștiență. Al doilea apel pe 112 urma să anunțe decesul ciobanului rănit. Aceeași persoană care a făcut primul apel ne-a comunicat că ciobanul a decedat. Jandarmii montani și salvatorii s-au deplasat până în zona respectivă, au constatat decesul bărbatului în cauză, dar având în vedere că este mentele unei ție suspecte, având în vedere că nu cunoștem detaliile care au condus la decesul acestuia, s-a luat măsura de anunțare a organelor de cercetare penală. Jandarmii montani și salvamontiști au asigurat locul unde se află cadavrul, urmând ca după finalizarea cercetărilor să fie transportat la baza muntelui. După ce se termină cercetarea în fața locului, jandarmii montani și salvamontiști vor transporta cadavrul la baza muntelui, de ne va fi preluat de medicina legală. Venerea efectuării micropsiei. Totuși trebuie să precizăm faptul că traseul pe care colegii mei l-au străbătut este de aproximativ 12 ore, deci și transportarea cadavrului va fi destul de dificilă și va dura o perioadă de timp. Se pare că în această situație jandarmii hunedoreni nu au mai putut să-i acorde ciobanului rănit vreun ajutor, acesta decedând înainte ca echipele de intervenție să ajungă la locul indicat. Codul galben se menține încă o zi. Sâmbătă valul de căldură va persista astfel încât temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 35 de grade Celsius. Avertizarea cod galben de caniculă este pentru 15 județe din vestul și sudul țării, printre care și județul Hunedoara.
Deși în județul Hunedoara codul galben de caniculă era anunțat până vineri, lucrurile s-au schimbat. Sâmbătă va fi din nou o zi incendiară. Vremea se va menține călduroasă în toată țara, iar indicele de temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în vestul, centrul și nordul țării, unde vor fi averse frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce trecător pot lua aspect de vijelie și izolat cădel de grindină. Oamenilor, în special celor bolnavi, bătrânilor și copiilor, le este indicat să nu iasă afară la orele amiezii, când soarele este foarte puternic și poate chiar face victime. A băut bine, iar mai apoi s-a urcat la volan. Aceasta este fapta fiului lui Miron Cosma, Dan Cosma, cel care a fost sancționat de polițiștii petroșeneni pentru conducerea unui autovehicul după ce a consumat băuturi alcoolice. În urmă cu aproximativ 2 luni, Dan Cosma, de 32 de ani, fiul fostului lider al minerilor din Valea Jiului, a fost depistat în trafic de polițiștii petroșeneni cu alcoolemie peste limita admisă de 0,89 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Fiind condus la unitatea spitalicească din municipiul Petroșani, acesta a refuzat prelevarea de probe biologice. Contactat telefonic, fostul lider al minerilor a declarat în acea perioadă că a verificat informația și că tot ce s-a auzit este o minciună. Da, e o minciună. Am vorbit la poliție și nu se confirmă la poliția Petroșani. Mulțumesc! Am terminat, gata. Așa zis, da? Da, mulțumesc! Chiar dacă nu a recunoscut fapta fiului său, Cosma Junior s-a ales cu dosar penal, iar ulterior a fost trimis în judecată. Pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autoturist sub influența băuturilor alcoolice peste limita legală admisă de lege, se poate alege cu o pedeapsă cu închisoare între 1 și 5 ani, iar pentru refuzul prelevării de probe biologice, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. Dacă va fi găsit vinovat în ambele cazuri, Dan Cosma va avea de executat cea mai mare pedeapsă stabilită de lege. Primul termen a fost stabilit pentru data de 17 septembrie 2013. Iată ce puteți urmări după o scurtă pauză. Tradiția nedeii din masivul Parâng va fi întreruptă în acest an. Timp de 15 ani, nedeea a devenit deja un simbol pentru muntele Parâng, iar în acest an va fi doar o amintire. Biserică în curtea școlii, terenul de sport al unei unități de învățământ din municipiul Hunedoara a fost înjumătățit în momentul în care acolo s-au demarat lucrări de construcție a unui lăcaș de cult. Școala sanitară post-liceală Carol Davila Petroșani prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2013-2014 în domeniul sănătate și asistență pedagogică. Durata studiilor este de 3 ani. Oferta educațională cuprinde 4 clase de asistent medical generalist și o clasă de asistent medical de farmacie. Pentru cei ce vor să se înscrie, ne găsiți în Petroșani, pe strada Avramian cu numărul 4, la telefon 0254544176 sau la e-mail sanitar2005@yahoo.com. Școala noastră sanitară îți oferă un viitor mai bun. Casa de Amanet Petroșan SRL este deschisă non-stop doar pentru tine. Ai nevoie de bani? Cauți o soluție sigură și rapidă? Vino la noi și ai să găsești cele mai mici comisioane, cel mai rapid și sigur mod de a obține banii necesari pentru nevoile tale. Ne găsești în Petroșani oricând, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, în centrul civic, în zona hotelului Onyx. Casa de Amanet Petroșan SRL, soluția ta financiară. Tehnologia digitală de la UPC descoperi ceva extraordinar în fiecare zi. În primele 4 luni ai cel mai rapid internet din România, de 150 de megabits pe secundă, peste 116 canale digitale și 200 de minute naționale la doar 65 de lei.
Schimb valutar fără concurență. Jiul Exchange SRL te întâmpină cu cele mai atractive cotații de schimb valutar din orașul Petrila. De acum poți primi sume de bani de la rude sau prieteni într-un mod sigur și rapid prin Western Union. Ne găsești în apropierea poștei din localitate de luni până vineri între orele 9 și 18 și sâmbăta între 9 și 13. Jiul Exchange SRL, garanția unei tranzacții de succes. Înființată de mai bine de 60 de ani, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila și-a demonstrat de-a lungul timpului susținerea față de membrii săi, fiindu-le aproape ori de câte ori a fost nevoie. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila te invită să te alături membrilor existenți. Orice membru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila beneficiază de ajutoare nerambursabile pentru intervenții chirurgicale, proteze dentare și auditive, dar nu în ultimul rând compensează bilete de tratament la băi în cuantumul de 100 de lei. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila oferă un stimulent de 200 de lei celor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Casa de Ajutor Reciproc Petrila a Pensionarilor, mereu aproape de tine. Muncești necalificat în străinătate și după un an de muncă tot ce îți dorești e un concediu acasă? Îmbină plăcutul cu utilul. Vino la Eurojobs, demonstrează că știi meserie, iar noi te calificăm. Relaxează-te și califică-te! Acum îți poți certifica competențele în doar 3 zile. Pentru detalii ne găsiți la sediul Eurojobs din Petroșani, strada 22 decembrie, numărul 1, la numărul de telefon 0354 100 019 sau 0731 301 162. Vii stresat, pleci relaxat și calificat! Renunță la munca necalificată. Sute de turiști au ales să plece în vacanță cu Happy Tour. Happy Shore se gândește să-i premieze. Vino până în 15 septembrie. Cumpără un bilet de vacanță sau un bilet de avion, iar în toamnă vezi Parisul. Câștigă un city break pentru două persoane la Paris. Plătești o vacanță și poți primi două, doar la Happy Tour. În Petroșan, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 108. Oferte last minute pe Facebook la happytour.petroșani. Happy Shore te ia cu el în vacanță la Paris. Schimb valutar fără concurență. Jiul Exchange SRL te întâmpină cu cele mai atractive cotații de schimb valutar din Valea Jiului. De acum poți primi sume de bani de la rude sau prieteni într-un mod sigur și rapid prin Western Union. Îți stăm la dispoziție 7 zile din 7, 24 de ore din 24. Jiul Exchange SRL, garanția unei tranzacții de succes. Casa de Amanet Petroșan SRL a ajuns și în orașul tău. Ai nevoie de bani? Cauți o soluție sigură și rapidă? La noi găsești cele mai mici comisioane, cel mai rapid și sigur mod de a obține banii necesari pentru nevoile tale. Ne găsești în Petrila, lângă poșta din localitate, de luni până vineri, între orele 9 și 18 și sâmbăta de la 9 la 13. Casa de Amanet Petroșan SRL, soluția ta financiară. Zona de SRL, înființată în anul 1999 cu un personal de peste 250 de angajați, produce și comercializează beton, mixturi asfaltice, deține în proprietate o vastă gamă de utilaje profesioniste și mașini necesare pentru activitate desfășurată în condiții de siguranță. Zona de SRL efectuează servicii profesioniste de construcții civile și industriale, hidrotehnice, drumuri și poduri. Zona de un partener de încredere pe care te poți baza.
dans, petrecere, distracție. Căsuța Albastră organizează petreceri minunate pentru cei mici, într-un loc special amenajat pentru copilul tău și invitații săi. Rezervă din timp sala de petreceri la numărul de telefon 0254 541 166. Și ca să te convingi că avem și cei mai buni bucătari, comandă orice fel de mâncare din meniul nostru, iar noi ți-l aducem acasă. Căsuța Albastră, petrecere, distracție și un meniu bogat pentru tine și familia ta. Specialiștii încă se întreabă care este secretul unui vin bun. Pentru mine, un vin bun înseamnă prietenie, distracție, dragoste, timp liber, într-un cuvânt, viață. Tohani, pentru orice ocazie. Tohani, o poveste fără sfârșit. Vrei să te simți mereu fresh și bine în pielea ta? Ai ales locul potrivit! Stilul, eleganța și profesionalismul se regăsesc în serviciile oferite de salonul nostru. Salon Elite, pentru un look natural de revistă. Primul an fără Nedeea Troiței. Astfel, la Troița ridicată la cota 1700 pe platoul unde odată se afla cabana, căsuța din povești, mămurlanii din satul Jieț petreceau cu ocazia praznicului adormirii Maicii Domnului. În urma întâlnirii de joi 8 august între reprezentanții primăriei municipiului Petroșani și câțiva cabanieri din masivul Parâng, s-a decis ca în acest an Nedeea să nu mai fie organizată. Organizatorii spun că motivul pentru care tradiția va fi întreruptă în acest an este faptul că telescaunul are defecțiuni tehnice, iar cei care doresc să urce la munte nu au cu ce. Aceștia sunt convinși că ISCIR nu își va da acceptul pentru funcționarea telescaunului până în data de 15 august, ziua în care ar fi trebuit să aibă loc petrecerea câmpenească. Reprezentanții primăriei au o altă părere despre acest subiect. Primarul municipiului Petroșani a avut într-adevăr o întâlnire cu reprezentanții acestei asociații. Domnului primar i-au spus că nu se va organiza Nedeea Troiței în acest an din cauza timpului foarte scurt până la momentul la care ar trebui să aibă loc. Purtătorul de cuvânt al primăriei dă asigurări că în doar câteva zile telescaunul va fi funcțional. Telescaunul va funcționa într-un timp foarte scurt. Cei de la ISCIR și-au dat acordul, lucrurile sunt pe final, să spun așa, urmează să monteze scaunele și chiar din acest weekend telescaunul va funcționa. Cabanierii luau totuși în calcul organizarea Nedeii în luna septembrie de Sfânta Marie Mică. Despre Nedeea Troiței se spune că vestește perioada în care se adună grânele. Troița nu a fost ridicată la întâmplare în acest loc. Mămârlanii petreceau acolo praznicul Sfintei Marii încă din vremuri străvechi. Curățarea mediului pe mâna celor mici. Mai mulți elevi de la școala din orașul Petrila vor participa timp de două zile la o amplă acțiune de ecologizare a șoselei Transalpina. Elevii împreună cu cadre didactice se vor întâlni sâmbătă la ora 9 în fața primăriei din localitate pentru a pleca pe munte. Acțiunea se derulează de la Șugac până la Novaci pe lungime de 107 km. Continuăm știrile. O parte din terenul de sport al unei școli generale din Hunedoara a fost donat episcopiei. În curtea școlii va fi ridicată o biserică ortodoxă. Cei care locuiesc în zonă sunt nemulțumiți și spun că elevii aveau nevoie de un loc de joacă, nu de un lăcaș de cult. Educația și religia merg mână în mână. Aceasta este teoria pe care încearcă să o promoveze administrația locală a orașului Hunedoara. Iar primul pas a fost făcut deja și a constat în cedarea unei părți din terenul de sport de la o școală generală către episcopie pentru ridicarea acolo a unui lăcaș de cult. Inițiativa edililor și a preoților este departe de a fi apreciată de elevi sau de oamenii care locuiesc în zonă. Șantierul însă merge mai departe, iar în maxim 2 ani de zile enoriașii vor împărți aceeași curte. Construim biserici pe bandă rulantă și uităm de copii. Așa spun oamenii care locuiesc în zonă. În opinia lor, copiii au mai multă nevoie de terenuri de sport decât de lăcașuri de cult. Și de volei. Tot pământul l-au depozitat pe terenul de handbal. Deci ăla e distrus. Vis-a-vis este grădiniță unde dorm copiii. E grădiniță cu program prelungit. Gândiți-vă când pune difuzoare la slujbă sau de la să bate clopotele. Copiii ce fac atunci? Acolo doarme chiar la... Păi pentru biserică se închide aia, păi la noi nu se gânde la aineurăia și noștri. Dacă vrea cineva să se roage, poate să meargă și pe muntele Atos să se roage, da? Corect, nu? Și gândiți-vă, arătați-vă și mă filmați unde are WC-ul, pe șantierul ăsta. Să vedeți cum merge acolo în spate la casa aia și acolo se fac treburile. Pe un șantier să faci prima dată și WC-ul. Arătați-vă, filmați unde are WC-ul acolo, pe șantierul ăla. Și gândiți-vă. Că merge și-ți fac acolo copii să joacă aici. Aia cum vezi? Ce fac în boscheții aia oamenii acolo?
da, să astupe totul, să facă o sală de sport, nu? La televizor, toți ăștia din Parlament, toți la pușcărie, la pușcărie. Păi pentru o țară de hoți să facă biserici? Păi asta BBC-ul, am înțeles că la noastră, pe canal, am văzut... La trei zile, tot la știri, zice la... La trei zile, la trei zile, zicea la știri, la trei zile să face o biserică. Păi lasă-o încolo. Și zicea acum câteva, acum o lună de zile la radio, zicea la știri, făcea, deci pe lângă laptele și cornul, zicea pe lângă laptele și cornul, zicea să-ți facă short-ul și training-ul sau ceva de genul ăsta. Păi ce short și training, că acolo ce să facă? Că nu mai sunt terenuri. Nu mai sunt terenuri, nu? Dă cu mingea în clopot la biserică. Păi ce faci atunci? O să vedeți mea asta peste ani, o să fie biserica asta. O să iasă pe opacul cuțitul să le taie mingea, nu? Că îi strică aia. Păi n-au să joace, n-au nimica. Părerea oamenilor nu coincide însă cu cea a autorităților locale și a fețelor bisericești. Printr-un act normativ, primăria a cedat Episcopiei Hunedoara o parte din terenul de sport al Școlii Generale numărul 8. În această vară au început lucrările la șantierul noii biserici, care ar trebui să fie gata în maxim 2 ani de zile. Ne-am săturat dacă un loc de joacă s-ar face sau evident altceva, nici de cum biserică. Și în curtea școlii și aproape de blocuri. Și în curtea școlii, aproape de blocuri, oriunde în Europa asta, niciunde pe unde am umblat în toate țările, nu am văzut în incinta unei școli biserică. Deci n-am nimic împotriva la biserică, nu mai dau nici 2 bani pe biserică, nici în ziua de astăzi, că am remarcat că biserica, de fapt, în fond, la urmă urme, este un comerț pe față. Asta e tot. Ce să vă spun? Nu știu. Spun că au semnături, au toate, sunt în regulă, dar semnăturile nu știu cine le-a dat, cum le-a dat, cine le-a făcut. Habar n-am să vă spun. O altă hunedoreancă spune că a fost rugată să părăsească terenul bisericii când a cerut explicații și a fost făcută retardă. Când l-am întrebat, când a căutat locul, la ce s-a gândit? A zis către mine că nu are ce să discute cu mine, că sunt redusă mental. Și a zis, dom'le, dar cum îți permis să mă jignești așa? Zice, nu am ce să discut cu tine și să părăsești terenul, că e terenul bisericii. Dumneavoastră l-ați întrebat... gândindu-vă la faptul că ar fi putut fi construită biserica altundeva decât în curtea școlii? Da, sau eu a zis că s-a gândit la binele enuriașilor. Oamenii, am înțeles că sunt destul de nemulțumiți cei care locuiesc chiar lângă biserică. Da, dar totuși nu știu cum a obținut locul acolo. Reprezentanții primăriei Hunedoara spun că terenul a fost dat în legislatura trecută și că totul este în regulă. Atribuirea acestui teren pentru construirea lăcașului de cult la care faceți referire a fost făcută în perioada mandatului fostei administrații 2008-2012. Ceea ce știu, la momentul respectiv au fost aprobate 6 locații într-o hotărâre de Consiliu Local, cererea venind evident din partea Episcopiei Deveșia Hunedoarei. Dar vreau să vă spun că Episcopia avea avizul privind acest teren, atribuirea acestui teren, de la Ministerul Învățământului, care a fost de acord de a se rupe o bucată din terenul Școlii Generale numărul 8. Episcopia a cerut certificatul de urbanism și PUD-ul anul acesta, a fost aprobat prin hotărâre de Consiliu Local și cetățenii din zonă au fost consultați. Singura problemă care s-a ridicat la momentul respectiv era nivelul de zgomot, lucru pe care cei de la Episcopie l-au înțeles și au spus că nu vor fi probleme de acest gen după intrarea, ca să spun așa, în funcțiunea acestei biserici. Peste o lună de zile, când va începe noul an școlar, elevii vor împărți aceeași curte cu muncitorii de la șantierul bisericii, iar în 2 ani, în același spațiu, se vor regăsi deopotrivă școlari și enoriași. Căldura, un pericol pentru alimente, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul Hunedoara realizează în această perioadă o serie de controle la carmangeriile și măcelăriile din județ. În ciuda avertismentelor privind respectarea normelor sanitar-veterinare, încă mai sunt comercianți de carne care nu respectă legea. Astfel, care vor fi depistați cu nereguli, vor fi sancționați. În primul semestru al acestui an, DSVSA Hunedoara a inspectat 69 de măcelării și carmangerii din județ, aplicând amenzi care au totalizat 6.000 de lei. Motivele acordării amenzilor au fost în mod special pentru nerespectarea condițiilor privind modalitatea de etichetare a cărnii și produselor din carne obținute, nerespectarea regulilor cu privire la depozitarea
cărnii și produselor din carne și neasigurarea trasabilității. Această etichetă trebuie să conțină lotul, termenul de valabilitate, precum și proveniența cărnii. Astfel, la măcelării au fost aplicate 7 amenzi în valoare de 4.200 de lei, iar la carmangerii 3 sancțiuni în valoare de 1.800 de lei. Mai mult de jumătate din sancțiuni au fost date la unitățile de profil din Valea Jiului. Prima Casă are din nou un plafon de garanții, de data aceasta doar pentru credite în lei. Astfel, cine dispune de un avans modest de sub 15% și crede că se încadrează în rate cu 30-35% mai mari decât anterior pe varianta în euro, se poate prezenta la băncile participante la Prima Casă și deschise și să deschidă un dosar de credit ipotecar. Tinerii care doresc să obțină o casă trebuie să fie foarte siguri dacă vor acest lucru, asta deoarece ratele în lei sunt mai mari decât cele care erau până acum în euro. Astfel, pentru achiziția unei locuințe de 50.000 de euro pe 30 de ani, clienții plăteau o rată de 233 de euro pe varianta în euro și astfel aveau nevoie de un venit minim de 2.400 de lei. Acum, pe varianta în lei, rata crește până la cel puțin 301 euro echivalent, pentru care se pot încadra doar dacă au venituri de minim 3.000 de lei. De asemenea, pe varianta în lei, clienții se califică acum la finanțarea unor locuințe cu 25-30% mai modeste ca preț decât aveau posibilitatea pe varianta în euro. Până în prezent, prin Prima Casă s-au acordat peste 98.000 de credite în valoare de 3,8 miliarde, din care în acest an s-au acordat peste 17.200 de credite în valoare de 640 milioane de euro. Hotărârea de guvern prin care plafonul la Prima Casă a fost suplimentat cu 1 miliard de lei, din care 300 de milioane de lei doar pentru finanțarea locuințelor ANL, a fost publicată în Monitorul Oficial miercuri seara. Urmărim rubrica Sport, urmată de prețul carburanților din Valea Jiului. Federația Română de Fotbal a stabilit programul jocurilor fazei a 3-a Cupei României Timișoreana, ediția 2013-2014. Meciurile din această fază vor avea loc marți 13 august 2013 de la ora 17:30. Vor aduce față în față 35 de echipe calificate din faza a 2-a și celelalte 3 formațiuni retrogradate din Liga a 2-a, ediția 2012-2013. Faza a 4-a a Cupei României, la care vor participa cele 19 echipe calificate din faza a 3-a și 19 echipe din Liga a 2-a, ediția 2012-2013, este programată să aibă loc miercuri 28-8-2013, ora 17:30. Județul nostru este reprezentat de Aurul Brad. Prezenți la campionatul național de tir cu arcul rezervat copiilor și juniorilor, arcașii de la Minerul Aninoasa, SC Medeva, au ochit de minune și au urcat pe podium de 5 ori, demonstrând că viitorul arată promițător. Pregătiți de antrenorul Gheorghe Pușcă și Viorel Hăbian, micii hunedoreni mai puteau să-și adauge în palmares cel puțin alte 2 medalii, însă nu au mai avut adversari la una din categorii, pentru că adversarii din Rădăuți s-au retras. Dar finalul de săptămână va fi unul plin la Aninoasa, unde vor avea loc 2 competiții concomitent, Cupa Minerul și Cupa României. La aceste întreceri sunt așteptate peste 10 cluburi de profil din țară. Astfel, benzina Euro 95 poate fi achiziționată cu prețuri între 5 lei și 73 de bani per litru de la stația Paril și 6 lei bani per litru de la stația Rompetrol, în timp ce prețul motorinei variază între 5 lei și 87 de bani per litru la stația Baril și 6 lei și 4 bani per litru la stația Rompetrol. Și acum evoluția principalelor valute. Banca Națională a României a stabilit pentru mâine 10 august un curs al euro de 4 lei și 43 de bani, al dolarului american de 3 lei și 31 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5 lei și 15 bani. Să vedem cum va fi vremea în acest weekend. Codul galben de caniculă s-a mai prelungit o zi, astfel mâine în Valea Jiului vom avea o vreme călduroasă caniculară cu cer variabil și cu un indice de temperatură umezială care va depăși pragul critic de 80 de unități al disconfortului termic. Atât în weekend, cât și în prima zi a săptămânii viitoare, vremea din Valea Jiului va fi călduroasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Turiștii aflați pe litoral în acest weekend vor avea parte de vreme cu totul și cu totul deosebită. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura apei mării va fi cuprinsă între 22 și 24 de grade Celsius. Acesta a fost buletinul de știri al orei 20.